Bună ziua, sunt Amira, cartoman, astrolog, numerolog, specialist și consilier în Feng Shui, terapeut energetician. Mulțumesc abonaților care mă urmăresc, celor care îmi dau like și persoanelor care apelează la serviciile mele. Doamne, domnișoare și domn din țară și străinătate, astăzi voi vorbi despre mica magie, între ghilimele. Așa cum v-am mai spus, eu am început să învăț tainele ezoterismului din copilărie. Ghicitul în cărți și tarot, descântece, anularea vrăjilor, lucrez doar cu energie pozitive, pe chakre, pe ADN-ul persoanei, pe karmă, anularea farmecelor și blestemelor. Foarte puțini oameni conștientizează că pot fi victime ale unor blesteme sau vrăji pe neam și preiau generație după generație, indiferent dacă persoana a făcut sau nu păcate mari la rândul ei. Un alt aspect este de ochiul, care poate fi la copii, femei și bărbați, dar și animalele, gospodăria, sporul în casă, banii pot fi afectate. Descântecele pot fi de gâlci, de toate bolile, pentru creșterea părului sau contra căderii părului. Descântec pentru a se mărita o fată, o femeie, un bărbat sau să nu mai bea un om bețiv, contra combate alcoolismul. Denigei, negi, pentru copilul care plânge mult, este agitat fără motiv, descântec contra adeochiului, descântec să devină cineva mai atractivă pentru persoanele care dau examene sau cu pierderi de memorie, minte luminată, descântec pentru bărbatul, femeia, care sunt iubăreți, pe românește mai curvar, pentru cazurile grave de alcoolism, unde trebuie dezalcoolizare, dar fără a implica vreo instituție de acest gen. Descântec pentru ursitoare și copilul nou născut să aibă șansă, noroc, frumusețe, stea în frunte pe toată viața. Descântec pentru readucerea unei persoane dragi lângă dumneavoastră. Descântec de aplecate, pentru reușită în afaceri sau tot ce v-ați propus. Descântec dezlegare de cununii, dezlegare de urât, atunci când simțiți că nu sunteți apreciați la justa valoare, vi se închid ușile în față, pierdeți oportunități sau nu vă vrea nimeni, inclusiv dumneavoastră nu puteți suporta alte persoane. Interpretarea viselor este un alt aspect important, pentru că somnul și visul fac parte dintr-o componentă obligatorie a existenței omului. Chiar și animalele visează. Fără vise și multe alte premoniții, civilizația așa cum este nu ar fi evoluat. Visul este constituit reprezentarea activității de prelucrare și analiză a celor trăite de noi, pe care creierul o face în timp ce dormim. Creierul poate să aibă capacitatea ca în urma celor analizate să prevadă anumite fapte ce se vor întâmpla, visele premonitorii, și acestea încearcă să avertizeze. Visul este un mesaj ce vine din lăuntrul nostru, din interiorul nostru, dar poate fi și din partea unor forțe exterioare, dar având același scop de a preveni. Chiar și cercetările științifice au studiat visul sub toate aspectele și implicațiile acestuia, dar nu prea au fost făcute publice rezultatele experiențelor decât într-o foarte mică măsură. Sunt mărturii scrise că în trecut erau tălmăcitorii de vise în templele antichității și pe tot parcursul istoriei omenirii până în prezent. Visul constituie un fapt serios, intim, individual, legat de natura umană și interpretarea corectă aduce un plus de protecție, câteodată ne pune pe gânduri fiind foarte complex. Ghicitul în cafea se face individual și se ține cont de anumite reguli legate de ibric, ceașcă, cafea,
Este un adevărat ritual. Sunt pe YouTube doamne care fac preziceri, ghicesc în cafea sau ceai, interactiv, în direct, sau film în video când se ghicește. Inutil să vă fac să conștientizați că dacă sunt mii de vizionări de la mii de persoane, toate cred că li se ghicește lor și numai lor și interpretarea este pentru propria persoană. Naivitate maximă. Ghicitul în cărți. Tarot, zaruri, oracol, pendul, cafea sau în palmă, chiromanția, se fac doar individual. Este un lucru de bun simț că nu se pot potrivi pentru mii de persoane niște etalări interpretări colective. Chiromanția sau norocul din palmă provine din grecescul chiros, mână, și matia, ghicire, și nu poate fi numită vrajă. Așa cum este și interpretarea limbajului corporal, non-verbal sau citirea chipului a vizionomiei. După lungi experiențe, acestea au fost catalogate ca științe de observație, la fel ca grafologia, interpretarea scrisului, caligrafiei și, ce vă spuneam mai devreme, fizionomia. Chiromanția a ajuns la noi din veacurile cele mai îndepărtate, în special este o tradiție a romilor care au păstrat și transmis tradiția ghicitului întâi din Egipt, Grecia și Imperiul Roman, rezistând până în zilele actuale. Tradițiile s-au îmbogățit, s-au reînnoit, iar chiromanția a ieșit din domeniul superstiției. Ochii sunt icoana inimii, iar mâna este icoana sufletului și este considerată reflectarea personalității fiecăruia. Mâinile, degetele, unghiile, forma mâinilor, liniile mâinii. Toate aceste amănunte descriu caracterul omului și destinul său. Artistul nu va avea mâna la fel ca negustorul, comerciantul. Zgârcitul nu are aceeași mână cu omul darnic. Ambițiosul și orgoliosul au mâini care se deosebesc de ale omului modest și umil. Pentru fiecare categorie de indiviz corespunde o mână cu forma particulară, dar tot ce este imprimat pe mâini este doar al individului căruia îi se ghicește, așa cum amprentele sunt doar ale unui individ. Chiar și gemenii au amprente diferite. Calcul, reîncarnare și alte servicii ezoterice, hărți astrologice, natale, compatibilitate, consiliere de orice tip, se pot face programări la telefonul 072-691-8488 și prin mesaj la 0720-666-734 pe WhatsApp. Aveți curajul de a vă schimba viața și de a vă lăsa ghidat de un specialist cu experiență. Eu vă doresc multă inspirație. Cu drag, Amira!